Iată turațiile în diferite trepte de viteză. Treapta 3 nu mă lasă să o dau la această viteză. Dacă încerc să selectez, nu pot rula. Treapta 4 suntem acum, 80 de km pe oră, 3000 de rotații pe minut. Treapta 5 aproximativ 2150. Treapta 6 aproximativ 1650 rotații pe minut și treapta 7 aproximativ 1250 rotații pe minut. Revin în treapta 4 și mergem la 100 de km pe oră. Observați că nivelul sonor e destul de pregnant, deci motorul se aude destul de tare în vehicul la această turație. Avem aproximativ 4000 de rotații pe minut. Treapta 5-a aproximativ 2750 rotații pe minut. Treapta 6-a 2100 și treapta 7-a aproximativ 1600 rotații pe minut. Revin în treapta 4-a. În mod clar nu mă lasă să mă duc până la 130 cu a 4-a. Dar o să încercăm. Nu mă lasă. Deci a 5-a la 130 de km pe oră avem circa 3800 rotații pe minut. Treapta 6-a aproximativ 2800 rotații pe minut și treapta 7-a circa 2200 aproximativ, ușor sub 2200 rotații pe minut. O să urmărim acum și consumul instantaneu. Suntem în treapta 7 la 130 de km pe oră cu aerul condiționat oprit. Observați că avem un consum de circa 6 litri la 100. Eu zic că destul de bun pentru genul acesta de mașină cu tracțiune integrală permanentă. Iată și la 120 ce se întâmplă. Consumul a scăzut în zona de 5. Îmi place că indicațiile sunt destul de ușor de văzut, deci consumul instantaneu îți dai seama destul de repede de valoarea, mă rog, cât de cât exactă. Deci 5 la 120. Sub 5 litri la 110 km pe oră. Acum avem o ușoară urcare, de-aia s-a dus la 5. O să-l mai las puțin ca să... Observați cam în zona de 5 litri pe o pantă cu 1 grad, că acum mă uit pe display-ul acela GLA off-road, on și off-road,
și panta este de 1 grad. Acum este la 0 sau vrea să se ducă la 0. Da, în jur de 5 litri, să zicem, și la această viteză. Mergem și cu 100 de km pe oră. Moment în care avem un consum în mod evident sub 5, poate în zona de 4,5 litri la 100. Și cine vrea mai mult, mai multă economie, 90 de km pe oră. Unde consumul probabil că este în zona de 3,84 litri la 100 de kilometri, așa cum se vede pe bord. Observați că avem și un charge acolo. Probabil că este un sistem, nu știu foarte multe despre el în acest moment, probabil că un sistem de recuperare a energiei la frânare. O să verific acest lucru. Da, iată, se observă și grafic. Să urmărim și cum reacționează mașina dinamic. Întind modul manual. Suntem în treapta a treia la 4100 rotații pe minut și voi accelera la podea imediat ce traficul o să-mi permită. Interesant că și în modul manual, până la urmă, cutia schimbă, deci te lasă să intri puțin în zona de roșu, dar îți schimbă, ceea ce este foarte bine, adică protejează motorul de excese. Același lucru și în modul drive. Suntem în treapta 7 acum și vom observa cum reacționează cutia la kickdown. A schimbat mult mai rapid decât în modul manual, undeva la 4450 rotații pe minut. Și există, bineînțeles, și un mod sport, în care, sigur, programul cutiei este altul, ține mai mult timp treptele, probabil schimbă și mai sus. Să vedem și acest mod imediat. Imediat ce ajungem la 70 de km pe oră, respectiv acum, voi accelera la podea. Și asta e reacția mașinii în modul sport. Cam la 4450 schimbă treptele. Și destul de rapidă mașina, adică nu este lentă. Sigur că pentru cei care vor fi destui, care să spună, vai, mașina nu prea trage, așa, nicio problemă. GLA-ul are și alte opțiuni de motorizări, în general mai puternice, vorbind de motorizările diesel acum. Adică această motorizare de 100 de kW, 136 de cai putere, este entry level-ul în gama de motorizări diesel. Există și alte motorizări cu puteri superioare. Alte elemente interesante pe care le are mașina, nu că n-am mai fi prezentat, avem acel sistem de asistență la un sistem de prevenire a coliziunii, care funcționează într-adevăr, adică nu e
L-am observat la lucru în mai multe situații, și în oraș, și la viteze foarte mari. În esență, un sistem care detectează dacă viteza cu care te deplasezi este cu un anumit prag mai mare decât cea a vehiculului din față, și în funcție de anumiți parametri selectează dacă sau nu este o situație periculoasă, reacționând în consecință fie prin avertizarea șoferului vizuală și sonoră, fie prin frânarea propriu-zisă a mașinii. Sigur că sistemul este conectat și cu brake assist-ul și cu mai multe alte sisteme. Nu e o noutate la Mercedes-Benz, am mai avut, l-am mai prezentat. Avem și acel asistent de oboseală, da? Care dacă faci niște mișcări mai dezordonate de volan o perioadă, gen să păcălești sistemul că nu ești atent și că începi să te miști pe bandă aiurea, îți spune că ar fi timpul să-ți iei o pauză. Pe lângă aceste sisteme, mai există oricum o serie întreagă și foarte lungă de opțiuni pe care le poți pune pe această modernă mașină. Totul depinzând, bineînțeles, de preferințele fiecăruia și nu în ultimul rând de buget. Adică toate aceste lucruri costă și nu costă puțin. În momentul în care îți configurezi un GLA după pofta inimii tale, ca să zic așa, ajunge să se ducă mașina în zone de preț practic care îți permit să accezi deja în, nu știu, să spunem în zona unui GLC. Adică să nu mai stai în zona de GLA. Așadar, asta e o mică problemă întâlnită de altfel la toate mărcile și la toate clasele. Pe măsură ce încerci să îți iei o variantă mai accesorizată pe gustul tău, în acel moment devine posibilă prin prisma prețului achiziția unui segment superior cu o echipare, să spunem, cum este asta pe care o avem acum la GLA. E până la urmă o problemă de opțiune personală și de, dacă vreți, selectare foarte precisă a ce nevoie sau nevoi ai de la o mașină, lucru pe care o să-l mai discutăm și în partea de concluzie. Zero 100, modul sport cu aer condiționat oprit. Zero 100 în modul manual, o să las cutia să schimbe singură, să vedem dacă o face mai rapid. Destul de ok accelerează, însă nivelul de zgomot, așa cum ați observat, mi-ar fi plăcut să fie un pic mai scăzut, să fie mai filtrat decât este în acest moment. Haideți să urmărim puțin și cum schimbă cutia la un mers normal în eco. N-aș putea să spun că mă deranjează în mod particular cutia, adică îmi place cum schimbă. Mie mi-a plăcut întotdeauna această cutie 7G DCT, mai ales că e cu dublu ambreiaj, însă senzația pe care am avut-o de mai multe ori, în mai multe situații,
M-am trezit că schimbă pe la jumătatea virajului, chiar și în modul sport, adică nu a schimbat înainte, deși eu frânasem din timp și pentru genul acesta de activități mai sportive, probabil că modul manual este mai bun. În sport eco te trezești în anumite situații că schimbă mai târziu decât ți-ai fi dorit. Așa mi s-a părut mie. Nu înseamnă că e o cutie rea, până la urmă e o chestiune legată și de adaptare, dar ca o părere personală vis-a-vis de un X1 cu cutie automată fără dublu ambreiaj ABMV, acea Steptronic, parcă Steptronic-ul mi s-a părut mai adaptat la situațiile, mă rog, particulare, dacă vreți, de trafic din țara noastră. Înainte să intru propriu-zis în discuția finală, iată cum stăm cu consumul de la resetare, deci de când am luat eu mașina de la Mercedes-Benz. În acest moment e undeva la 6,6, dar am rulat destul de mult tare pe autostradă. Consumul mediu pe care îl estimez eu ca fiind corect în situațiile de față, cam 6,5 real, cu aerul condiționat pornit jumătate din parcurs. Deci atât avem undeva la 418 km, probabil că 200 și ceva i-am făcut cu aerul condiționat pornit. Cred că mașina poate atinge consumul de 5,1 dat de Mercedes-Benz în anumite situații particulare, deci stiluri de condus și dacă te lasă inima să mergi cu 90 cu ea sau eu știu alte chestii de gen, da, poți să o faci. Altfel, realistic vorbind, un consum de 6,5 este foarte ok, deci nici prea departe de cel dat de constructor, da, e vorba de 1,4 litri în plus și în același timp, exact ăsta este cuvântul, realistic, da, ăsta e consumul real al mașinii. În momentul în care obții acel 5,1, deja te-ai chinuit cu ea. Nu e nicio problemă dacă obții mai mult, pentru că, adică mai mult de 6,5 sau 6,6, pentru că depinde la ce solicitări supui mașina. Tehnic vorbind, faptul că mașina are tracțiune integrală permanentă, în mod clar, penalizează ușor consumul. Mașina este și un pic mai grea decât o versiune cu tracțiune față. Oricum, până la această oră, mașina cu micile minusuri pe care le-am scos în evidență, mă rog, mici sau mai mari, o să discut imediat și despre ele, mie mi-a plăcut foarte mult. Adică a fost o surpriză, îmi doream de mult să conduc un GLA. E mai mult decât te aștepți la prima vedere. Nu este doar un clasa A supraînălțat așa cum pare, deși tehnic vorbind cam așa este, însă capabilitățile pe care le-am văzut la acest GLA sunt superioare a ceea ce te aștepți de la mașină la prima vedere, fără discuție. Adică eu am reușit să merg cu ea cu pneurile astea sport până la urmă pe niște trasee off-road. Atenție, ce înseamnă off-road? Dacă am avut această discuție de foarte multe ori, lumea când spui cuvântul ăsta off-road, gata, domne, te gândești la, nu știu, Patrol, Nissan Patrol sau mai știu eu ce. Off-road înseamnă în afara șoselelor amenajate, da? Deci dacă nu avem asfalt sau beton sau măcar, nu știu, o alee de pietriș, orice este dincolo de aceste suprafețe este off-road. Da, drumul de câmp este off-road, drumul forestier este off-road, drumurile de munte stricate care nu mai au asfalt pe ele sunt off-road, asta este. Și sigur că pentru acest GLA trebuie făcute două distincții clare. El sigur este în același timp un autovehicul compact cu o gardă la sol înălțată. Putem să-l numim și SUV compact dacă vreți, deși realmente SUV-ul compact al celor de la Mercedes este GLK, GLC după noua
codificare, acest GLA face niște lucruri care mie îmi plac. Rămâne o mașină de viteză, adică poate să ruleze cu viteză fără niciun fel de probleme în condiții net superioare unui SUV non-premium, da? Pe urmă, GLA-ul mai face un lucru pe care un clasa A sau un B nu știe să-l facă, da? Știe să iasă binișor în afara șoselei pentru că are o gardă la sol ușor mai ridicată, un unghi de atac, nu i-aș spune decent. Mă rog, pot să spun din experiențele mele rutiere, nu neapărat off-road cu GLA-ul, că dacă aș fi fost într-un clasa A normal, foarte probabil că în vreo 3-4 situații aș fi lăsat bara la locul faptei. Adică avem acele porțiuni de șosea care la un moment dat cad dintr-o dată, se lasă pământul cu asfalt cu tot, și am prins câteva porțiuni din astea și tare mergând cu GLA-ul. Păi acolo, dacă eram cu clasa A, în mod clar bara rămânea acolo. GLA-ul m-a scutit de această neplăcută ipoteză. Marea mea surpriză rămâne cum merge mașina în afara terenului, adică off-road-ul acela, da? Indiferent că ești pe un drum de câmp, a mers și pe arătură cu ea, deci pe arătură uscată, da? Nu vă imaginați acum că eram ploua sau ceva. Mașina merge incredibil de bine, simți cum tracțiunea integrală își face programul ei. Despre tracțiunea integrală, dacă n-am vorbit, e o, mă rog, e o ultima versiune, dacă vreți, de Formatic, inclusiv cu programul acela off-road de care spuneam, valabil și pentru cutia de viteze și pentru Formatic. Reacțiile sunt diferite în on și off-road. Practic, tracțiunea integrală funcționează cam așa, fără ca tu să-ți dai seama. Transferă cuplu către puntea față sau către puntea spate de la 100% până la 50% pe puntea față și între 0 și 50% pe puntea spate. Repet acest lucru făcându-se fără știința conducătorului auto. Practic mașina, în funcție de situațiile în care o pui, se adaptează singură și chiar se adaptează. De altfel, eu am fost foarte impresionat la un moment dat de cum funcționează tehnologia X-Drive de la BMW și vreau să vă spun că și acest Formatic de pe GLA mi-a arătat același lucru, că deși nu este echipată mașina cu pneuri dedicate, dar dedicate ce ar însemna? Adică eu pe un GLA aș vedea mai repede niște pneuri, nu știu, all season sau cu un design mai agresiv, da? Mașina fiind făcută pentru și pentru viteză, în cazul de față vine cu niște pneuri sportive. Nu știu acum cât de bine se va adapta cu aceste pneuri sportive într-o situație de drum de câmp umed. Posibil să nu se adapteze deloc, cu toată tracțiunea integrală, Formatic, cu funcții de off-road și așa mai departe. Însă cu niște pneuri decente, probabil că ați rămâne la fel de surprinși ca și mine când am intrat în niște situații grele cu un X5, cu X-Drive sau cu X3, cu X-Drive. Aceste sisteme de tracțiune integrală, fie ea și permanentă, dacă li se oferă, sau mă rog, acestor sisteme, dacă li se oferă condițiile optime de funcționare, gen minim niște pneuri decente, pot să fie foarte surprinzătoare, pentru că reacțiile, deci transferul acela de cuplu se face foarte rapid, insesizabil pentru șofer, și de multe ori tu ai impresia că, băi, uite că așa, că de fapt mașina nici nu s-a forțat, nici nu a făcut niciun efort și de fapt ea a făcut eforturile alea, dar tu ca șofer nu le-ai simțit. E adevărat că în anumite situații particulare în care am pus eu acest GLA, s-au simțit acele eforturi, însă au și dat roade, deci s-a văzut că sistemul Formatic face față în anumite condiții, să spunem, mai neobișnuite, altele decât cele de stradă. Bun, o să mă întrebați acum,
dacă mi-a plăcut sau nu mașina, dacă mi-aș cumpăra sau nu. În primul rând că eu nu am bani de un GLA. Însă asta este o altă discuție. Este discuția aceea cu, sigur, eu paralelă. Eu o să cobor acum discuția în zona Loganului, da, sau în zona Daciei. Ca să fac o paralelă care mie mi se pare interesantă. Dacă ați observat, în momentul în care omul are o sumă, să spunem, de 7.000 de euro să-și cumpere o mașină, în general nu se duce către Dacia, preferă ceva second hand mai bun, așa spune omul când cumpără. Cine are în jur de 10-11.000 de euro, iar poate face același lucru, însă e o parte dintre cumpărători care se duce și către Dacia. Dincolo de acest prag, cine are 13-14.000 refuză Dacia. Da? Sigur, există și persoane care cumpără Dacia la acest nivel de preț, însă marea majoritate spun așa: domne, nu mi-au, dar mi-au Skoda, mi-au ceva. Acum mă întorc la Mercedes-Benz GLA și spun acest lucru, că da, dacă facem o discuție pragmatică, o să observăm că la nivelul de preț cu care poți lua un GLA 200 CDI formatic, poți lua o grămadă, foarte mare grămadă de alte mașini, unele chiar mai mari și mai impresionante decât acest GLA, inclusiv în off-road, da? Problema este una singură: nu se livrează acele mașini cu stema de pe capotă. Asta este, da? Deci nu e cu Mercedes pe capotă. E cumva paralela de care vorbeam. De la un anumit nivel de preț, omul care are 40.000 de euro și este pregătit să-i dea pe o mașină, are niște dileme foarte mari. Și anume, să-și ia, nu știu, un Hyundai Tucson sau un Santa Fe, da, o mașină din alt, din cu totul alt segment, sau mă rog, două mașini din cu totul alte segmente, sau poate să își ia această temă de pe capotă. Și sunt foarte mulți care o să spună: domne, eu mi-aș lua pragmatic, știți, mi-aș lua un, nu știu, Kuga, dau exemple așa la întâmplare, pot să-mi iau eu știu, chiar un Mondeo, fiecare în funcție de așteptări, cu banii ăștia, full options și așa mai departe. Da, dar nu poți cumpăra ce oferă acest GLA. Acest GLA oferă în plus, față de ce este el ca mașină, și stema de pe capotă. Are două minusuri mașina în care mă aflu, două minusuri care nu mi-au plăcut. N-aș putea să le numesc minusuri mici. 1. Este echipată cu o climatizare manuală care nu mi-a plăcut. Nu spun că e rea sau nu, dar eu sunt atât de obișnuit cu clima automată încât pe acest gen de vehicul și la acest nivel de preț și la cum arată acest GLA, clima asta manuală nu îmi place. Nu este potrivit. Cine își cumpără un GLA cu clima manuală este un sărac, din punctul meu de vedere. Da, luați-o cum vreți. În condițiile în care îți poți cumpăra un Hyundai i20 la 12.300 de euro cu clima automată, mi se pare de toată jena să îți cumperi un GLA ca și cumpărător, să dai 35 sau 40.000 de euro pe un GLA și să nu-ți cumperi clima automată super șmecheră de la Mercedes-Benz, care este disponibilă opțional. Sper din tot sufletul că nu voi vedea niciodată un GLA pe stradă cu capace de roți și jante de tablă de 17 inci, care, din câte mi-amintesc, sunt disponibile. Deci, dacă vreți neapărat să vă luați cu din alea, să nu vă întâlniți cu mine, că nu o să-mi plac. A doua problemă care mă deranjează, nu atât de mult, dar m-a deranjat și am precizat-o, acea finisare, de fapt unica finisare care nu mi-a plăcut la acest GLA, interiorul haionului spate cu masticul ăla absolut ciudat. Deci a doua chestiune care m-a deranjat realmente la acest GLA, altfel impecabil și exterior și interior din toate punctele de vedere, finisaje, materiale, stil, da?
Să spunem că faptul că am un display mai mic sau, nu știu, zona inferioară a consolei, că e un stil mai vechi, poate să fie subiectiv. Pot să fie subiectiv și sunt de acord cu asta. Poate unora le place, e în regulă. Acele două probleme pe care le-am enunțat sunt realmente două probleme. Nu vă cumpărați GLA cu cutie cu climatizare manuală, pentru că veți face o greșeală, din punctul meu de vedere. Merită, nu știu cât costă, nici nu mă interesează că nu am banii aia să dau, dar dacă tu, ca și client, ai bani să-ți cumperi un GLA, mai pune și diferența aia și ia climatizarea automată, părerea mea. Altfel însă mașina mie mi-a plăcut. Deci mie mi-a plăcut. Mașina este superbă din toate punctele de vedere. Are o ținută de drum impecabilă și la viteze mari. Și marea surpriză, în off-road se comportă excelent, adică nu auzi o bătaie, nu auzi nimic. Da, ai curse mici la suspensie, însă era normal, da? E normal, știi ce cumperi, te uiți ce ai cumpărat. Dom'le, mi-a luat un GLA, am aceste limitări, gardă la sol mai mică, unghiurile alea, cursă mai mică la suspensie. Sunt niște limitări acceptate, nu te poți plânge de ele după ce ai cumpărat GLA. Eu dacă mi-aș cumpăra un GLA conștient, nu m-aș plânge niciodată de lucrurile astea. Mă pot plânge că am fost prost și mi-am luat climatizare manuală, asta da. Dar nu mă pot plânge că mașina nu poate să se cațere pe Everest, pentru că intrinsec am acceptat acest lucru când am cumpărat-o. E o nișă. Deci GLA-ul e într-o nișă, da? Vis-a-vis de concurență, sincer, îmi place mai mult decât Audi Q3, fără discuție. Deci eu mi-aș lua un GLA cu ochii închiși în comparația cu X3, cu Q3, deși Q3-ul, dacă vă amintiți bine că am avut niște filmări cu el, este o mașină la fel de capabilă, însă nu este atât de emoțională ca acest GLA. X1 mi se pare mai eficient ca mașinărie decât acest GLA, însă are un interior mai, mă rog, acum cu facelift-ul s-ar putea să fie mai ok, însă interiorul este mai aglomerat un pic decât la acest GLA. Acum câteva vorbe și despre interior să spun. Mi-a plăcut interiorul de la Mercedes, începe să-mi placă din ce în ce mai mult. Nu numai cum arată zona asta superioară, că arată bine, însă a început să-mi placă simplitatea asta a Mercedes-Benz. Până la urmă și faptul că am comenzile de la cutia automată pe maneta din dreapta, că totul este la volan, că nu este nimic superflu, așa, hai să punem 100 de opțiuni ca să arătăm că avem, că nu știu ce, mi-a plăcut. Experiența cu mașina este una senzațională. Oricine poate din poze, din filme să spună orice, domne, eu mi-aș lua nu știu ce, nu e bună, nu putare. În momentul în care o conduci, în momentul ăla te trăznește. Exact asta este senzația. Te lovește și îți arată că nu ai dreptate. Îți arată că este o mașină senzațională. Cu o suspensie sofisticată și pe față și pe spate. O mașină care se simte foarte încordată mereu, inclusiv în modul eco, da? Cu această motorizare de bază îi cam știi resursele, știi de ce este în stare, știi că poți să faci o depășire fără probleme doar strivind pedala de accelerație. În modul sport ați văzut-o că și acolo reacționează evident cel mai bine. Poți să o controlezi foarte bine în modul manual. Are anumite chestii standard de siguranță activă, de la capota activă, acele sisteme de care v-am mai povestit, 11.000 de airbag-uri și așa mai departe, plus o platformă bună, da, sigură și la testele de impact. E o mașină frumoasă, subiectiv vorbind, mie îmi place foarte mult, deci îmi place, nu mă mai satur privind-o. În toate ipostazele în care am fost lângă GLA, am fost încântat de ea. Deci nu am să spun, domne, am din spate, nu-mi place. Nu, îmi place așa cum este. Mașina este grozavă și nu există această discuție. Vai, dar de ce aș da banii? Mai bine mi-au un clasa A, că e mai ieftin, sau nu știu, sau mi-au
altceva nu există. Deci acest GLA este un GLA, e o clasă în sine. Nu există comparație cu clasa A. Ele seamănă, împart multe lucruri, însă sunt două filozofii complet diferite. Nu o să poți face niciodată cu un clasa A ce poți face cu un GLA, nici nu vă gândiți. Comportamentul rutier impecabil, o direcție perfectă. Nu știu acum că nu am lista de opțiuni, nu mi s-a părut să am acel sistem opțional de direcție mai sport. Este direcția variabilă, așa mi se pare mie, de Mercedes-Benz. Foarte ok, foarte precisă, foarte plăcută, premium. De fapt, și cu asta o să și închei, în afară de acele două lucruri groaznice de care am vorbit, mașina respiră premium. Ăsta este, e premium, da, știe toată lumea că e premium, însă o și arată, adică o simți, o simți. Am avut și alte mașini cu pretenții de premium sau cam premium, la care au fost multe chestii care nu mi-au plăcut. Însă aici, nu. În acest Mercedes, când te-ai urcat, cel puțin în interior, nivelul de calitate este superior. Frânele sunt super ok, perfect dozate, deci e o mașină net superioară din punctul meu de vedere oricărui model care ar putea emite pretenții la a concura cu ea din segmentul non-premium. Deci nu vă gândiți că, domne, stai că mi-au nu știu ce SUV-uleț care de fapt face mai mult decât GLA, care are o gardă la sol mai mare. Nu, nici să nu vă treacă prin cap. Din punctul meu de vedere, GLA-ul spulberă tot. Și nu sunt, am mai avut Mercedes-Benz și o să mai am. Nu sunt entuziasmat așa, vai, m-am urcat într-un Mercedes și am picat pe spate. Am văzut Mercedes-uri când conduceam eu Mercedes-Benz E500, nu știu câți văzuseră până atunci vreo stemă de Mercedes. Nu despre asta e vorba, pur și simplu mașina prestează impecabil, asta este realitatea. Eu o simt extraordinară, este genul de Mercedes-Benz. Și nu sunt fan al Mercedes-Benz în mod special. E genul de Mercedes pe care mi l-aș cumpăra. Observați, în timp ce vorbeam, cineva mi-a pus o frână în față. Sistemul de prevenire a coliziunii m-a avertizat. Nu a și frânat, pentru că deja frânasem eu, dar a simțit impactul. Sfatul meu: studiați cu atenție tot ce oferă Mercedes-Benz ca informație pe site-ul din România. Mergeți să vedeți un GLA la un dealer. Faceți un drum cu un GLA și spuneți-mi pe urmă că am greșit când am spus că această mașină chiar este foarte, foarte tare. Căci asta este concluzia mea. GLA este una dintre mașinile care mi-a depășit așteptările. Nu mă așteptam să meargă atât de frumos, atât de bine. Și eu am avut aceeași impresie ca toată lumea, că este un biet clasa A ridicat un pic mai sus.